și turismul trece printr-o perioadă grea. Pandemia, războiul de la graniță, sunt fel de fel de constrângeri și eu cred că noi astăzi aici trebuie să găsim soluții, în pauză să împărtășim exemplele pozitive, oficialii de la București să preia problemele sectorului din turism și să încercăm să găsim niște soluții în niște zone unde turismul a devenit o ramură extrem de importantă a economiei și dacă nu știm să o folosim cum trebuie, trec banii europeni pe lângă noi, trec oportunitățile pe lângă noi. Gheorghe Flutur a arătat că Suceava este județul cu cele mai multe stațiuni turistice declarate, 20, dintre care 4 sunt stațiuni turistice de interes național, iar restul de interes local, și a subliniat că trebuie înființate cât mai repede organizațiile de management al destinației. Trebuie să grăbim înființarea acestor OMD-uri. Noi, Consiliul Județean Suceava, încă din 2019 ne-am asociat cu cele 3 stațiuni de interes național și am așteptat această lege pentru funcționarea turismului din România, care a zăcut mulți ani în Parlament. O avem. Avem de asemenea Ordinul de Ministru care clarifică normele metodologice de aplicare. Se discută despre pașii pentru înființarea OMD-urilor și noi am început aceste lucruri. E vorba de cartografierea stațiunilor, e vorba de consultarea pe care trebuie să o facem cu actorii principali de pe raza unităților noastre și am început și acest lucru. Mă refer la agențiile de turism, dar și alți actori și îi văd în sală aici. Președintele Consiliului Județean Suceava a mai scos în evidență un alt atu al zonei, monumentele UNESCO. Gândiți-vă că dacă Bucovina, eu sunt foarte sincer, dacă a avut un noroc și a ieșit în față, în primul rând a avut datorită acestui parteneriat cu biserica, cu monumentele UNESCO. Aceste monumente UNESCO sunt ca un magnet care atrag și turiști, dar și pensiuni turistice. Unde s-au construit în ultimii 7-10 ani pensiuni? În jurul Voronețului, Sucevița, Moldovița. Practic, astea sunt magnetul care au atras investitori. Gheorghe Flutur a subliniat că se impune cât mai repede să fie înființate organizațiile de management al destinației și să fie aplicate și în România modalități prin care turiștii să stea mai mult de 2 nopți, așa cum se întâmplă în Austria sau Elveția, și că una dintre măsuri este diversificarea formelor de turism. El a mai vorbit și despre un parteneriat pragmatic al administrațiilor publice cu antreprenorii din turism. Avem în Suceava, în inima Bucovinei, Muntele Rarău. Administrația județeană a investit în infrastructura de drumuri, 34 de kilometri de drumuri, ca să urci pe Muntele Rarău din 3 direcții. Din zona Pojorâta, un drum modernizat cu câțiva ani în urmă, în primul meu mandat, apoi de pe Valea Bistriței, de la Zugreni spre Rarău, și recent, și mâine vom merge să vizităm, drumul pe Izvorul Alb, paralel cu Pârtia de Schi. 34 de kilometri pun în valoare masivul Muntelui Rarău, unde acum avem un puz și întreb cele 4 primării ce vreți să faceți cu Muntele Rarău. Proiectul pe care îl vom lansa este Poiana Bucovinei, model Poiana Brașov. Asta va trebui să facem, noi trebuie să mutăm, trebuie să gândim pașii următori. De ce fac drumuri? De ce autostrada 8 și sper să vină la coada lacului să fie la 50 de kilometri de platoul munților Rarău? Sau autostrada Nordului sau autostrada 7? Adică trebuie să dăm o perspectivă turismului. Poate cel mai important proiect, a spus președintele Consiliului Județean, este Bucovina Pol de Dezvoltare Turistică, unde se vorbește de turismul integrat și se dorește implementarea acestei forme de turism cu tichet de vacanță sau de concediu și introducerea unui tren turistic pe ruta Suceava-Vatra-Dornei. Să știți că pași am făcut deja, trenul Zăpezii, trenul pentru sărbătorile din Bucovina în timpul verii, fie de la Iași, fie de la Cluj. Sunt câteva dintre proiectele mari și curajoase pe care noi le gândim, a mai declarat președintele Consiliului Județean Suceava. Potrivit acestuia, pentru realizarea acestor obiective trebuie identificată fiecare oportunitate de finanțare europeană. Numărul mare de evenimente organizate în județ au determinat atractivitate, a mai declarat Gheorghe Flutur, care crede că anul acesta numărul de turiști va atinge 500.000.
Avem în momentul de față peste 19.000 de locuri de cazare. Suntem a treia destinație turistică, noi, județul Suceava, din România, ca număr de locuri de cazare. Dar aici, pe de o parte, trebuie să am infrastructură, trebuie să am o organizare integrată, evenimente foarte, foarte multe ca să-i atragi pe oameni și știți bine, numai densitatea de evenimente din vară, Festivalul Medieval, Festivalul Păstrăvului, Sărbătoarea Muntelui, Luna Diasporei, Pelerin în Bucovina, Hora Bucovinii și așa mai departe, a fost câteva din proiectele care ne-au făcut să devenim mai atractivi și anul acesta, județul Suceava, și nu mi-e frică să spun, cred că încheie chiar într-o perioadă grea, cu 500.000 de turiști. M-am uitat, augustul, am trecut de 2019, am depășit 2019 cu toate restricțiile din pandemie. Înseamnă că lumea vine spre pensiunile mici, spre zonele liniștite, spre evenimente atractive și eu cred că dacă alte zone din țară au probleme cu numărul de turiști, cu ce se întâmplă cu evoluția, la noi, în Bucovina, vin turiștii pentru această particularitate. Turismul cultural, turismul religios, turismul tradițional, gastronomia de sezon, minoritățile care au venit lângă noi și care dau o paletă fantastică în ceea ce privește gastronomia. Suceava e pe drumul cel bun în ceea ce privește turismul, a concluzionat șeful Consiliului Județean Suceava, care a mai spus că va trebui să se implice și alte structuri în turism, cum ar fi Direcția Silvică Suceava cu cabanele de vânătoare și hergheliile din județ, sau Salrom cu Salina Cacica. Eveniment de promovare turistică pentru Suceava și Neamț, Gala Turismului Descoperă Nord-Est, este organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul Europe Direct Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, dar principalul partener este Consiliul Județean Suceava, alături de alți parteneri, precum Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, Asociația Ținutul Zimbrului, Asociația Valea Bistriței și Asociația Culturală Euroest Alternativ.